differenza entre interpretare artistic a unui artist și interpretare artistic a unui credincios, în aparență, este foarte mică sau nu există. În realitate, când vorbim despre interpretarea artistică a unui artist, vorbim despre punerea în istorie și în sfârșitul istoriei a unui concept estetic, a unui concept sonor, dacă pot să mă exprim așa, prin care transmitem de la unul la celălalt, până la un capăt, valoarea creatoare și definitorie a armoniei interioare umane. Când însă muzica este interpretată de un artist credincios, nu avem în vedere transmiterea zgomotului interior uman așezat în imagini artistice sonore, ci avem în vedere evocarea, dacă vreți, a unui viitor numit eternitate. Cântarea interpretată de un credincios nu se transmite din suflet în suflet spre un capăt, ci se transmite din suflet în suflet spre o eternitate. Și mult mi-ar place, stimați coriști, să cântați în felul al doilea. Cine mai știe? Dragii mei oameni, iată-ne pentru încă o dată aici, obosiți deja de atâta drum, ne apropiem de o lună de zile, și împreună, năcăjindu-vă eu mai mult pe voi decât voi pe mine, am încercat și mai încercăm un pic să provocăm prin prezența noastră aici și dimensiunea noastră metafizică, da? Elementul pe care, sau care ne scapă controlului de a pipăi, de a vedea, elementul care erupe din prezența mea și din prezența ta ca o existență ce străbate materialul spre imaterial sau, dacă vreți, fizicul spre Dumnezeu. Dacă ai ști ce înseamnă viață, multe lucruri le-ai privi poate altfel. Sau dacă ai lua aminte la ce înseamnă viață, te-ai comporta în situații diferite altfel decât te-ai comportat până acum. Auzi uneori unele femei sau unii bărbați care deplâng momentele despărțirii în cuvinte ca următoarele: și nu mi-am luat timp să fiu mai mult cu el, sau nu mi-am luat timp să fiu mai mult cu ea. Și când am vrea să luăm timpul acesta, nu mai avem pentru cine. Și această criză se întâmplă în majoritatea vieții oamenilor, pentru că ei nu purced la a ști ce înseamnă viață. Aș dori cu această ocazie să citesc din nou versurile Psalmului 90, dure în felul lor, fără speranță în solia lor, mângâietoare din alt punct de vedere și cu mare speranță pentru cei ce vor să o vadă și să se ancoreze în ea. În Psalmul 90, începând cu versetul 9, versurile acestui poem sună așa: toate zilele noastre pierde urgia ta, Doamne. Vedem cum ni se duc anii ca un sunet.
Anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari la 80 de ani. Și lucrul cu care se mândrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere, că-și trece iute și noi zburăm. M-am oprit la jumătatea acestui pasaj revoltat de indiferența noastră față de viață. Aveam un unchi mai de departe, într-un fel, în București, e vorba de generalul în rezervă, sau regretatul general în rezervă, Marinescu Alexandru. Și avea un câine, boxer german, pare mi se, nu mai știu exact cum se numește rasa aceasta de câini. Și el locuia la București și câinele lui trăia cu el în casă. Și era bătrân de acum și într-o zi a început să fie mai bolnăvicios și stătea în pat și numai greu se mai ridica să meargă, să iasă afară sau să se plimbe. Și vreo două zile l-a urmărit atent câinele, ce face, ce nu face. Și după vreo două zile câinele simte că stăpânul lui va muri. Și stătea lângă patul lui și lătra. Și domnul general, cu lacrimi în ochi, rostește următoarele cuvinte. Ce-i, mă, Saxi, așa îl chema pe câine, simți că mă duc? Și câinele stătea și din când în când iar se scula și lătra la el. Și nu la multe zile a încetat din viața acest bărbat. Și câinele a fost așa de supărat. Din ziua aceea n-a mai mâncat nimic până a murit de foame. Un câine! Un câine care știa ce înseamnă viață! Și trăim pe o planetă populată de aproape 7 miliarde de oameni, fiecare cu intențiile și sofisticăriile lui extrem de bombastice și pretenții despre sine extrem de înalte și de valorice. Și când un om moare, celelalte 6 miliarde 900 și continuați lista așa de oameni, n-au niciun gest. De ce? Să nu vă supărați. Și dacă vă supărați, o să vă treacă, poate. Pentru că omul nu știe ce înseamnă viață. Și cei mai trist, cei mai mulți nici nu vor să știe. Și zice cuvântul Domnului, toate zilele noastre pierde orgia ta, Doamne. Vedem cum ni se duc anii ca un sunet, anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari la 80 de ani. Și lucrul cu care se mândrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere. Îți rămân așa în 30-40 de ani, că dacă stai să faci un efort de memorie, aduni cam de vreun ceas, hai să zic de două ceasuri, aduni material în care să-ți aduci aminte că a fost frumos și interesant. Și în restul nu poți aduna nimic, că totul a fost goană, trudă și durere. Ce groaznic! Și zice, dar cine ia seama la tăria mâniei tale, Doamne? Și la urgia ta, așa cum se cuvine să se teamă de tine. Învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Întoarce-te, Doamne, până când zăbovești? Ai milă
de robii tăi. Satură-ne în fiecare dimineață de bunătatea ta și toată viața noastră ne vom bucura și ne vom veseli. Ce schimbare de planuri! Imaginile parcă ale naturii fiind, cum se schimbă, nu? Totul e sumbru, e groaznic, zilele noastre mort, criză, durere, nimeni nu se teme de Dumnezeu. Și odată se rupe totul. Învață-ne, Doamne, să numărăm zilele, întoarce-te la robii tăi, satură-ne în fiecare dimineață de bunătatea ta. Dragii mei, am pus și cu această ocazie această paradigmă existențială, da? Sub un radical pe care aș vrea să-l enunț. Dacă ai ști ce înseamnă viață, te-ai opri și ai striga: străinule, surdule, cine ești? Dar pentru că nu știi ce înseamnă viață, nici de acest strigăt nu ești capabil. Mă trezești în fiecare dimineață, mă faci să mă doară câteodată spatele și altădată inima, mă faci să port ochelari, mă faci să am zile bucuroase și zile triste, îmi omor tata și mama, îmi faci copilul bolnav, pe urmă mi-l faci sănătos. Dacă ai ști ce înseamnă viață, dragul meu om, ai striga: străinule, cine ești? Dar pentru că nu știi ce înseamnă viață, ești ceea ce ești. Aș pretinde ca un om care se respectă să înceapă să-i fie greață de atâta hazard, de atâta întâmplare, de atâta ascunziș. Când și cu cine dintre noi să înceapă? Mesajul acestei seri, dragii mei, l-am numit, așa cum ați citit pe invitații: degeaba întoarceți clepsidra. Majoritatea dintre voi cunoașteți, probabil că toți, clepsidra era o bucată de sticlă sugrumată la mijloc, umplută cu nisip și socotit ca acest nisip să curgă foarte fin în partea cealaltă și să numere timpul care trece. Și era clepsidră cu vreme de un ceas și o întorceai când se termina nisipul și cădea jos, însemna că a trecut un ceas. Era cu 24 de ore, o întorceai, când se termina nisipul, însemna că au trecut 24 de ore. Și așa oamenii încercau să vadă cam cu cât s-au dus mai încolo. M-am uitat atent la viața mea și la viața altora și cred că și voi v-ați uitat. Și am observat neastâmpărul pe care îl avem fiecare dintre noi de a întoarce clepsidra, nu? În fiecare dimineață când te trezești, of, te-mi zis, wow! Ai pus-o invers și ziua de azi a mea. E foarte interesantă, chiar curajoasă atitudinea asta, nu? Pe urmă, trec zilele, ajungi vineri, începe, ca să folosesc un cuvânt de origine românească, începe weekendul, așa, da. Și, pat, vine după amiază, ți-ai luat gașca la munte, la o vilă, ce știu eu unde, pan, sâmbătă după amiază, sâmbătă, duminică după amiază, fugi acasă, pici ca butucul
Și luni dimineața am tot crepsit, o săptămână iar. Și aștepți să vină celălalt capăt de săptămână. Unii gândim în etape mai mari, mărunțim în mintea noastră, martie, ziua femeii, și 1 și 8 a noastră nu este, ce să facem? Vin Paștele Ungurești, Paștele Românești, rusaliile, concediile, vine toamna, vine Crăciunul, anul nou, două zile de dureri de cap, de scandal, și vezi pe toți se scoală cu capul strâmb și au clepsidra și-o întorc. Buf! Și încă un an. E altfel. Puteți zice, dacă vreți, că e altfel, că doar la noi în sat se zicea că și minciuna e vorbă. Dar nu e altfel, așa e, nu? Asta facem toți. Și alții lucrează în etape și mai mari. Au clepsidra din care tot cură, până într-o zi când îi pune mâinile pe piept și servus. Da. Ce am observat în viața omului, din umila mea viață și cercetare, și înainte de asta din Scripturi, că în tot acest amestec de răutate și de lumesc, fiecare om are uneori porniri spre bine. Și când își întoarce clepsidra, zice, de azi voi fi altfel. Și când o curs totul, și-a dat seama că a fost o cale înainte. Și iar o întoarce și zice, de azi voi fi altfel. Alții, ritmul de dorință de a fi altfel este zilnic, la alții este săptămânal, la alții este anual. Și fiecare încearcă de azi să fie altfel. Aș vrea să vă spun ce zice Dumnezeu despre intenția asta a mea și a ta. E foarte important pentru seara asta. În cartea profetului Ieremia, la capitolul 13, sunt puse două întrebări retorice în felul lor, cu răspunsul în întrebare. Ieremia 13 cu versetul 23 spune așa. Poate un etiopian să-și schimbe pielea? Sau un pardos să schimbe petele? Și răspunsul e întrebare. Nu se poate. E imposibil lucrul acesta. Și pe urmă zice Dumnezeu. Tot așa ați putea voi să faceți binele? Voi care sunteți deprinși să faceți răul? Sunt entuziasmat, dragii mei, de mine și de voi, de fiecare intenție sociologică, filosofică sau de altă natură prin care omul își propune dimineața când întoarce clepsidra să fie altfel, să fie mai bun. Ne entuziasmăm unul de altul pentru aceste intenții. Dar aș vrea să o știm în seara aceasta, crud de descurajator. Nici unul dintre noi, ori de câte ori am întoarce clepsidra ca să fim mai buni, nu vom fi mai buni. Cu fiecare angajament de a fi mai bun pe care mi-l iau eu sau tu, de fapt, prelungim starea noastră de păcătoșenie, de răutate și de mizerie pe care o moștenim din strămoși și o dăm moștenire generațiilor care vin. Iar la afirmația pe care am făcut-o acum, stă mărturie toată istoria până astăzi și mai cu seamă, dacă vreți, ceea ce se întâmplă în lumea contemporană dintre noi.
Când fiecare țară fierbe cum să o omoare pe cealaltă, când fiecare om fierbe cum să-l omoare pe celălalt, când fiecare societate fierbe cum să o jefuiască pe cealaltă, când fiecare casă fierbe cum să o distrugă pe cealaltă, când fiecare dintre noi fierbe cum să-l distrugem pe celălalt. Și în fiecare dimineață când ne trezim, întoarcem clepsidra și zicem, de astăzi vom fi mai buni. Prelungim și mai serios răutatea, nevrednicia și neomenia din noi. Poate un etiopian să schimbe pielea? Poate un pardo să schimbe petele? Nu! Tot așa zice Dumnezeu, ați putea voi, care sunteți răi, să faceți ceva bun? Nu se poate. Și când crezi că ai făcut ceva mai bun, atunci iese mai rău. Uitați ce zice profetul Isaia în capitolul 64 despre această problemă. Cartea profetului Isaia la capitolul 64 notează câteva gânduri legate de această problemă. Versetul 6 zice așa, evocă realitatea în care suntem noi oamenii și vă spun cinstit, mi-e jenă că sunt în situația asta. Câteodată nici nu știu dacă am curaj să citesc. Zice așa, toți am ajuns ca niște necurați și toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Toți suntem ofiliți ca o frunză și nelegiuirile noastre ne iau ca vântul. Este groaznic. Adică mă scol și întorc clepsidra și zic, de astăzi sunt mai bun. Și gesturile mele cu intenții absolut bune, cel spre care le trimit, mi le răstălmăcește și mi-arată non-valoarea lor și pe ucigașul din mine îl scoate în evidență. Păi cum se poate așa? Și zice cuvântul lui Dumnezeu, normal, pentru că toți ați ajuns ca niște necurați. Și toate faptele voastre bune, toate intențiile voastre de a fi buni, toate intențiile voastre de a fi altfel, de fapt, sunt corespondente unei haine mânjite. Asta-i tot. De ce nu vrei să crezi? Eram la Reghin și a avut loc un comitet și după comitetul respectiv mi s-a făcut cunoscut ceva despre mine. Și era un lucru neadevărat despre mine, dar știam 100% omul care putea să zic asta. Deci, băga mâna în foc până aici. Pentru că era un singur om din comitetul respectiv care a fost în contextul în care am fost eu și care putea să zică lucrul acela distorsionat. Și l-a zis despre mine și am știut că el l-a zis și ca fiecare l-am pus și eu în inima mea acolo într-un loc. N-am suferit, nu contează. După 6 ani, am aflat că nu el a zis. Na. Iar când am aflat că nu el a zis, am simțit că își fac ulcer la stomac. De cât rău era în mine. Și pe degeaba. Cu orice intenție de bine, dragul meu, al mea și a ta,
E ca o haină mocioșă. Acesta este superlativul la care se ridică făptura mea și făptura ta. Tu poți să te îndoiești de lucrul ăsta, dar să știi că asta e realitatea. Și cu fiecare clepsidră întoarsă în care zici, de azi voi fi mai bun, să știi sigur că nu faci altceva decât îți prelungești mizeria pe care ai moștenit-o și pe care dai mai departe ca moștenire. Ce-i de făcut? Adevărul că dacă ai ști ce înseamnă viață, ai striga, străinule, cine ești? Surd sau orb, cunoscut sau necunoscut, cine ești? M-am săturat să umblu amestecat în cârpele acestea ale confuziei. M-am săturat să ajung la concluzia că exact când e totul corect și exact totul concret, să aflu că e taman altfel. Cine ești, străinule? Această întrebare o pune numai cineva care știe ce înseamnă viață. Morții nu întreabă din astea. Și am văzut cu câteva serii în urmă că planeta Pământ este un cimitir mare de morți. Ce trist. Dragul meu om, dacă vrei să faci ceva care să conteze pentru tine și să bulverseze istoria, sparge clepsidra. Dă cu ea de pământ și sparge-o. Avem un model în sensul acesta care ne arată cum. Și aș vrea să vă vorbesc în seara aceasta puțin despre el. Era un copil la un moment dat care s-a născut dintr-o mamă numită Maria și era și el la casa tatălui și mamei ei, între frații lui, a învățat meseria casei, era un împătimit de cele duhovnicești, a trăit printre tinerii vremea aceleia, și a ajuns la un moment dat om matur. Să tot fi avut vreo 30 de ani. Și spune raportul Evangheliei că mânat de Duhul lui Dumnezeu, tânărul acesta s-a îndreptat către un râu numit Iordan, unde un strigător al cuvântului lui Dumnezeu curma întoarcerea clepsidrelor. Și a mers și el acolo la râul Iordan și a zis, curmă și clepsidra mea! Și speriat Ioan a zis, văzându-l și știind cine e, a zis, nu pot să fac lucrul ăsta, tu trebuie să curmi clepsidra mea. Și Iisus Hristos Domnul i-a zis, nu! Fă așa ca să se împlinească Scriptura. Și aș vrea să vă citesc din Sfânta Evanghelie, din Ioan la capitolul 5, ce gânduri avea omul acesta numit Iisus Hristos. Ioan capitolul 5, rămâne pentru mine o dificultate teologică pentru mulți ani, gândurile care străbăteau mintea acestui om numit Iisus Hristos. El spune așa, eu nu pot face nimic de la mine însumi,
judec după cum aud pe Tatăl și judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut să fac voia mea, ci voia Tatălui meu care m-a trimis. Pe cel care era Dumnezeu, în cel care venea din Dumnezeu, cel în care nu se găsea păcat și cel în care păcatul n-a avut niciodată niciun fel de sorți de izbândă, această ființă dumnezeiască avea în mintea lui un singur sau o singură deviză, un singur scop: judec și fac doar ce zice Tatăl meu, atât. A luat clepsidra zilelor lui, a luat clepsidra săptămânilor lui, a luat clepsidra anilor lui și a spart-o. Nu l-ai auzit zicând, de azi voi fi mai bun, ci a zis, tot ce judec și tot ce fac este ce zice Dumnezeu, Tatăl meu. Dacă vrei să aibă vreo noimă, buimăceala religiozității tale, care spune Scriptura, e o scârbă înaintea lui Dumnezeu, a venit vremea, dragul meu, creștin sau ateu, să spargi clepsidra. Nu păstorul Iacob îți dă noutatea angajamentului de mâine. Nu profesorul X, care este doxă în Scripturi și în teologie, îți dă angajamentul zilelor de mâine. Nu chinuiala a plecărilor, închinărilor, cântărilor și extravaganței religioase îți promovează umilirea, smerenia și înălțarea. Toate acestea sunt pete de pardos pe care nu le schimbă nimeni și culoare de piele care rămâne așa până mori. Dacă vrei să se întâmple ceva cu tine, sparge clepsidra. Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu în sine, nu și-a permis să compromită binele suprem într-un alt mod de comportament, ci a angajat în viața care era în sine, a angajat în eternitatea care îi aparținea și a angajat în planul mântuirii, într-o a ta și a mea salvare. N-a făcut altceva, spune Scriptura, decât nu fac altceva, nu judec altcumva de cum îmi spune Tatăl meu. Punct. Și el zice, nu pot să fac de la mine. M-am legat prin propria mea existență să nu fac nimic de la mine. Și în câte o discuție așa mai de respiro sau poate chiar de tensiune cu unii frați sau unele surori sau cu unii creștini, argument, da, păi, dacă eu nu înțeleg, eu nu fac. Nu-i rațional. Dar ce înaintașii mei n-au știut? Ce mărunți suntem? Mărunți rău. Cu aceeași chinuială, în fiecare dimineață întoarcem clepsidra, că vom fi altfel și vom muri exact cum suntem,
plin de păcat ca puii de păduchi. Dacă ai ști ce înseamnă viață, ai striga, străinule, cine ești? Dar pentru că nu știi ce înseamnă viață, ești ceea ce ești. Era un om foarte evlavios. Știa Sfânta Scriptură pe de rost. Și nu doar că știa Scriptura pe de rost, era credincios sinodului până la jertfă de sine, capabil să moară ca martir pentru legile sinodului. Iar entuziasmul lui pentru hotărârile sinodale se ducea până într-acolo încât era capabil să strângă pe oricine de gât și să-l învețe dreapta credință. Și aș vrea să vă citesc ce s-a întâmplat cu el în ziua în care și-a permis să pună întrebarea pe care vă cer să o puneți și voi. În Sfânta Scriptură, în Cartea Faptelor Apostolilor, la capitolul 9, Dumnezeu notează următorul eveniment. Faptele Apostolilor, la capitolul 9, începând cu versetul 3, zice așa. Citesc de la 1, pentru ca să intrăm în context. Dar Saul sufla încă amenințare și ucidere împotriva ucenicilor. S-a dus la marele preot și a cerut scrisori către sinagogile din Damasc, ca dacă va găsi pe unii care umblă pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, să-i aducă legați la Ierusalim. Câtă râvnă, câtă consacrare de sine! Un om care știa Scripturile pe de rost, era doctor în teologie. Și azi unul să nu mai văd, care miroase a credincios, pentru că ăștia distrug lumea. Pe drum, când se apropia de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Și înfuriat sau deznădăjduit, cu bun simț sau fără bun simț, cu credință sau fără credință, batjocoritor sau respectos, și-a permis să strige: cine ești? Și atunci viața lui s-a schimbat. A spart clepsidra pentru totdeauna. Să nu te superi pe mine. Poți să stai vieți întregi. În fiecare dimineață să pui clepsidra invers și să zici: de astăzi voi fi alt. Vei fi exact ceea ce ești. Voi fi exact ceea ce sunt. Un murdar, un neputincios, un mergător spre moarte, încărcat de pismă, răutate, ucidere și murdărie. Dacă vrei să fii altcineva, sparge clepsidra. Permite-ți în seara asta, când mergi spre casă, să urli, să întrebi: cine ești?
Și răspunsul este atât de groaznic încât simți că ți se rup oasele, ți se mărunțesc ca nisipul. Eu sunt Iisus Hristos! Păi bine, nu pentru tine făceam eu toate care le făceam până astăzi, nu! Păi bine, nu erau bune toate câte le făceam eu până astăzi, nu! Tu slujeai propriei tale minți, tu slujeai minților oamenilor, tu slujeai propriilor tale învățături și rațiuni și sisteme de logică și filosofice și judecăți. Tu slujeai propriilor tale explicații, tu slujeai învățăturile celor mulți și mari. Dar asta n-are nimic comun cu mine, e clepsidra ta care tot întors cu același nisip, sparge-o! Și înnebunit de lumina și răspunsul din cer, cel căruia vă închinați unii dintre voi, marele sfânt apostol Pavel, a orbit. Poate că-s rău, dar cei care vreți să vă întâlniți cu Iisus Hristos fără să vă schimbați viața, cumpărați-vă ochelari de soare. Cu o vreme vă mai ține. Dacă ai ști ce înseamnă viață, ți-ai permite să strici. Cine ești? Și momentul întâlnirii tale cu El ar da peste cap totul. Asta înseamnă să te întâlnești cu Hristos. Nu cântece și descântece. Nu închinări și dezînchinări. Nu vorbe și nevorbe. Asta înseamnă să te întâlnești cu Hristos. Și îmi permit să te întreb. Te-ai întâlnit cu El? Când? Zilele noastre trec ca un sunet, anii noștri mor unul după altul și toată faima și gloria mea sub soare este trudă și durere pentru că trec iute și pierd. Dar cine ia seama la minunea lui Dumnezeu, cine ia seama la valoarea Dumnezeului, sparge clepsidra, își numără bine anii și așteaptă să se întoarcă la robul lui, pe marele Dumnezeu. Iubiții mei oameni, dragi tineri și dragi musafiri, nu descurajator, ci încurajator. Nu deprimant, ci plin de viață și cu putere vreau să vă spun să nu mai întoarceți clepsidra degeaba. Spargeți-o! În epistola sa către Tit, Sfântul Apostol Pavel, la capitolul 2, face o precizare care aș vrea să vă ofer
ca un suvenir al acestei seri. Sau, dacă vreți, ca o floare a acestui popas duhovnicesc din seara aceasta. În epistola lui către Tit, la capitolul 2, notează, să spun așa, substanța care poate fixa momentul spargerii clepsidrei, ca să nu ne întoarcem din nou la cele ale noastre. Și vreau să vă citesc. Zice așa: căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, adică și pentru tine, a fost arătat. Și acest har ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un norod care să fie al lui plin de râvnă pentru fapte bune. Asta înseamnă să spargi clepsidra. Să te lași în mâinile lui Dumnezeu, în sfânta lui voie. Să te lași în propriile sale demersuri spre salvare și spre curățare. Să uiți pentru totdeauna posibilitățile tale și să-ți însușești pentru totdeauna harul lui. Să uiți pentru totdeauna criteriile tale și să te îmbibi pentru totdeauna în criteriile lui. Să uiți pentru totdeauna virtuțiile tale și să-ți însușești pentru totdeauna virtuțiile lui. Să uiți pentru totdeauna numărătoarea ta de azi, de săptămâna viitoare, de anul viitor și să numeri în veșnicii, adică în veșniciile lui. Asta înseamnă să știi ce înseamnă viață. Intram în camera unchiului meu și când ușa se deschidea în stânga și când am intrat, el era așezat pe o saltea și câinele Saxi stătea lângă el. Și așa, la un timp socotit de acest câine, se ridica tresărea și lătra la el. Wow! Wow! Și eu l-am văzut pe unchiul meu, arăta ca întotdeauna la față, cu mustața lui cărunt, așa. Și câinele de lângă el vedea altceva. Și am auzit cuvintele unchiului meu. Ce-i, mă, Saxi? Mă duc. Așa mă duc. Dar eu n-am văzut nimic. Câinele vedea. Dacă ai ști ce înseamnă viață, ai striga ca un ieșit din minți, străinule. Cine ești? Și instant ai fi altcineva. În drumul tău spre casă, însușește-ți nebunia asta sau necontrolul acesta. Și strigă: Doamne, cine ești? Și viața ta va fi alta.
Dumnezeu să-ți ajute să te umple de har și de mântuire. Și mersul tău și mersul tău printre cele obișnuite și neobișnuite să așeze pavajul culorilor cerești. Și tot ce este frumos și tot ce este adevărat și tot ce este veșnic să-ți umple viața și sufletul pentru toate zilele tale sau, mai corect spus, pentru eternitatea ta. Dumnezeu să te binecuvinteze. Amin. Pentru că avem acești oameni ce știu să îngâne cuvintele cu armonia, un fel de, sper să nu se supere maestru Cazan pe mine, lăutari consacrați, am dorit ca piesa pe care eu vor cânta să însumeze și rugăciunea mea și rugăciunile voastre. Așa că vă ascultăm cu plăcere.